Este pentru prima oară când avem o activitate comună în mod oficial cu privire cu prilejul unui eveniment cultural în colaborare cu Federația Comunităților Evreiești din România. Vreau ca și noi, tătarii din România, să învățăm de la evreii din România și să avem și noi barem o parte din influența pe care au avut-o ei în istoria României prin oameni de valoare pe care i-au dat în domeniile cultural, științific, chiar și în cel al afacerilor. Vreau din suflet ca și noi să avansăm, să fim din ce în ce mai buni, să învățăm din unitatea lor, să fim și noi mai uniți și sunt ferm convins că aceste lucruri se vor întâmpla. Uniunea Democrată a Tătarilor Turco-Musulmani în România și Federația Comunităților Evreiești și-au dat mâna într-un cadru festiv. Un studiu de valoare al folclorului muzical al tătarilor dobrogeni realizat de un membru al comunității evreiești a văzut lumina tiparului. Un cercetător evreu din România, mai mult sau mai puțin anonim, se apropie de folclorul și muzica acestei minorități naționale. Și o face cu pricepere, cu iscusință și scoate în valoare, într-adevăr, calitățile. Etnografia este o știință care a adus la suprafață o istorie interesantă din perioada și din zonele în care consemnarea faptelor și evenimentelor nu se făcea în scris, ci mai mult oral. Gizela Sulițeanu, ca etnomuzicolog, pentru că așa mi se pare că putem să o numim, a depus o muncă imensă pentru a colecționa și prezerva muzica populară și chiar cea religioasă a multor comunități etnice din România. Cele două comunități au deja proiecte comune. Mai multe tabere de voluntari vor fi organizate la munte pentru tătarii turco-musulmani, iar membrii comunității evreiești vor veni la mare.